Deci, practic, ați nenorocit-o pe măsa mare. I-ați distrus femei viața. O să o dea ăla afară din casă. O să face divorț. Măi, ce-ai făcut, Teo Rose? De unde ai venit cu golanul ăsta? Că măsa mare e agitată. I-a transpirat aici pe scaun lângă mine. De unde vii, băiatule? Băiatule, ce? Etajul 2, apartament 28. 40. Scara 6, scara 6, intri pângaci. Ești pe ușă, ești pe ușă. Lasă-i să vorbească un pic, să vedem dacă se înțeleg. Păi nu, dar eu voiam să spun altceva. Pe mine nu m-ar deranja dacă faci un salt din ăsta și cazi. Dă-i codul de la interfon. Cale ce? Cât era, zi codul? 050. Nu cred că Umberto ar fi... Eco. Mi-a amintesc pe Umberto. El era, l-a crescut perișorul. Da, la micul de respira greu. Care Umberto? L-a crescut perișorul. Umberto, el are un iepuraș pe care îl cheamă Umberto. Iepurașul. Măsa mare nu mai reține, da, 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 că e bătrână. Băi, auzi, măsa mare n-are ținere de minte, dar și când am văzut a trecută și când am văzut acum, tot față de Umberto am nutrit un sentiment. Băi, da, tot față de el, deci nu. 0-5-10 are la interfon. Eu am să știi acasă că te luști. Minerală rece, am anturaj pentru Umberto. Foarte frumos. Da. Știi, îmi pare rău, n-am văzut-o pe fata asta, pe concurentă. Am ochii doar așa, când întrecea pe-n față mă și deranja. Nu știam cum să mă dau așa. Tu știam, dă-te mai încolo, măi, Teo, măi. O să vreau tare mult să vă rog chiar să vă uitați cu deosebită atenție la acest moment, în momentul în care se difuzează emisiunea. Așa. Ca să vă vedeți pe amândouă cum... Mă să amarești pe Cuscra. Ceva? Eu, dacă ai nevoie de repetiții și n-ai pe ce să cazi... Îi mai lăsăm 5 minute. Mă, se întâmplă. Eu, cu siguranță, am făcut fotbal american. Sunt foarte pregătită să plachez pe cineva. Dacă se poate din ediția de astăzi, l-aș placa pe la micul de sări cu Teo Rose. Tot îmi bloca astea și eu tot urlam de la masă. Dă-te! Eu îi tot spuneam, dar nu mă auzea, că era muzica tare, tropaia chestura pe acolo și Umberto cred că se zbătea de nebun pe unde era el. Și mă bloca Teo vizual. Deci dacă el venea și se urca pe masă în fața mea, și eu mă ridicam fulgerător, ca măsa mare, că uneori am viteză, să știi. Am și viteză când vreau. Și mă ridicam, eu fulgerător, îl placam și mă aruncam cu el peste tot, peste bas. Gata cariera la băiat. Oprea. Cred că ați văzut ce s-a întâmplat, nu? I-a căzut lui măsa mare, steaua frigi de pe mână. Bă, băiatule, m-am jurat concurentele astea să mor. Ori chestul ăsta o zice ceva de mine. O să facem și yoga împreună, fetelor, ca să ne putem reveni așa. Spuneți-mi de ținută, hai să ne luăm cu altele. Cu ce ne interesează, de altfel? Dea? Foarte frumos momentul tău. Mi-a plăcut foarte mult. Tot momentul a fost frumos. Mm-hmm. Felicitări! Ținuta nu mi se pare neapărat avantgard. Mi se pare mai mult... Nu știu, o ținută de scenă. Îmi place treaba asta cu pantalonii. Îmi plac pantalonii ca o talie joasă, dar mi se pare o ținută actuală, aș vedea eu mai degrabă decât avantgard. Atunci eu zic să le auzim vocea jurașilor, da, despre ținută și moment în fața lor, Teo Rose. Bună, Teo Rose! Bună seara! Cheso și cu mine! Luna trecută era Dan Bălan ăsta. Dan Bălan, veneam eu, în fiecare... Mai bine când Arsenie! Este o ținută foarte bună. Lăsând la o parte momentul care mi-a plăcut enorm, nu, acum lăsând la o parte gluma, chestia, etc., că mi-a plăcut mult, energia, ținuta pe care o ai, ținuta pe care o ai, cred că poate fi încadrată la avantgarde. E adevărat că voi ați defilat un fel de Jay-Z cu Beyoncé, Queen Bee, dar never mind. Am zis să fac și ceva ținuta mai cu nu este de Beyoncé. Ținuta chiar o consideră reușită pentru avantgarde. Bravo, fetiță, ești superbă! Mulțumesc! Bravo, fetiță! Azi le-ai rupt mufa! Ești divină! Mulțumesc! Așa! Oafelor! Râdeți, prefaceți-vă că râdeți. Da, mai faci TikTok cu mine. Nu e râsul vostru. Nu știu ce reoana e. V-ați terminat? Pot să vă rog și eu? Ok, mersi. Avantgarda, eu zic că se poate mai mult. Până acum toate ați făcut ce se poate mai puțin. Cât se poate de puțin, cât se poate de... Așa, ce-i? Un costum de baie. Nu, e băgat, e cu totul. Am fost la asta cu exact, care e băgat rău.
Asta e problema. Asta e că am încercat în toate felurile. Păi, da. E cea mai fericită deci, variantă, credeți? Îmi place pantalonul acela, dar nu-mi place cum acel costum, cum ai spus exact, tu, e băgat. E prea băgat. Eu nu am venit aici să stau în jur și să mă dau așa după cineva ca să văd concurenta. Că ar vrea să atragă atenția cu ceva. Cum altele atrag atenția doar cântând. Am înțeles că sunteți cântărețe sau actrițe sau bloggerițe. Dar cum ar fi să veniți în fiecare emisiune să-mi recitați, să monologați sau să-mi cântați? Patru puică mică, mulțumesc. Patru mamă. Mai ținând cont de notele pe care și evoluțiile pe care le-am văzut până acum, ce crezi a ta este cea mai bună și nu știu dacă îmi va mai rezerva altă concurentă așa surprize. Mulțumesc! Ia uitați-vă! Un sincer fericitări tău. Mulțumesc mult! Visa! Eu aștept și pe celelalte. Ia! Mulțumesc! O lebădă! O lebădă! Nici în școală n-am luat doi. Au zis că mi-a luat fața și mie. Da, din păcate, nu suficient de tare încât să-l fentez și pe domnul Cătălin, care mi-a dat 2. Și ce să facem dacă mi-a dat 2? Trebuie să-i cântăm o melodie, nu? Cătăline, Cătăline, cine te-a botezat pe tine să mă boteze pe mine? Eu îți mulțumesc pentru moment, mulțumesc Teo, și dar eu. Și pentru ținută și atitudine. Mulțumesc tuturor celor de acasă și vouă tuturor. Mulțumim! S-au tăiat cu forfecuța la body. La tot. Și-au lipit, și-au scos. Și-au lipit rețățică, pantalonași. S-au glăjbit, au făcut pantalonașul ăla cu decupaje. Peste Teoro este foarte ușor să sar, că e micuță, e minionă. N-ai cum să o nimerezi, să o dărâm, să dai peste ea. Dar peste mine o putea să sar? Că pe mine nu mă trebuie să-ți facem repetiții, știi? Că există două variante. Poate să sară, omul este parcurist din ăla mare săritor. Sau poate cade peste lenta. De unde zic că aici a doua variantă nu mă deranjează, a doua merg că vrei mai mult, că se mai împiedică om.